Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să reascultăm pasajul biblic din Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 35. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1006. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschide îndată când va veni și va bate la ușă. Fericit de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune șeșadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, fericit de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vreau să reocupați locurile. Pentru cei care n-au fost la slujba de aseară, aș vrea să reiau câteva gânduri din textul acesta biblic. Am dorit să vorbesc și să exprim cum anume ar trebui să fie gata o persoană ca să-L aștepte pe Domnul. Așa se și încheia pasajul acesta biblic. Și voi, dar fiți gata. Gata nu înseamnă să fii așa cum ni se pare nouă, să fim membri în biserică. Sau gata nu înseamnă că ne-am rugat săptămâna asta de nu știu câte ori. Cu toate că lucrurile astea sunt bune, sunt necesare. Gata trebuie să fim din punct de vedere cum ne vede Dumnezeu că trebuie să fim gata. Noi trebuie să ne rugăm, ne uităm la lucrurile pe care Dumnezeu le apreciază ca fiind o stare de pregătire, de a aștepta pe El. Și aseară am vorbit despre a ținuta credinciosului care îl așteaptă pe Domnul. Nu uitați, robul acesta îl așteaptă pe stăpânul lui. Biblia vorbește aici că așteptarea lui se face noaptea, fie că vine la a doua strajă sau la a treia strajă. E noaptea și el trebuie să aibă o anumită ținută. Nu există pijamale spirituale în care îl întâmpin pe Domnul. Există o ținută standard. Pe timpul acela era cămașă, care reprezintă credința, erau hainele, care reprezintă faptele pregătite de Dumnezeu să umblăm prin ele, toate astea erau încinse cu un brâu pe deasupra și trebuia făclia să fie aprinsă. Am vorbit despre faptul că sunt absolut necesare hainele, să le avem pe noi, hainele acestea trebuie curățate din când în când, apoi brâul adevărului trebuie să fie peste mijlocul nostru pentru a purta sarcini, a purta poveri, a ne face slujba și datoria pe care o avem. Și apoi trebuie să avem în mână făclia, care este mărturia în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, care în primul rând ne expune sau ne luminează pe noi și apoi ne dă o călăuzire pentru pașii următori pe care trebuie să-i facem. Aceasta am vorbit aseară, în seara aceasta aș dori să vorbesc despre două aspecte pe lângă celălalt. Pe lângă ținuta credinciosului, vorbim de atitudinea pe care trebuie să o aibă credinciosul și de acțiunile pe care trebuie să le facă el. Pentru că foarte mulți oameni se implică în acțiuni care n-au niciun sens. Domnul nu le răsplătește. El, ca și rob al lui Dumnezeu, cumpărat de un preț de stăpânul său, are de făcut doar ceea ce Dumnezeu îi îngăduie să facă. Că de foarte multe ori, vă repet încă o dată, facem ceea ce nu trebuiește. Avem atitudini pe care Biblia nu ni le garantează că vor primi, vor răsplătire. Prima atitudine pe care vreau să vă spun că trebuie să o urmărim constant este aceea de fără vină, curat, pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfânta Scriptură spunea aseară în textul pe care l-a citit fratele Martin, din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, spune în felul următor. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiții lor, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Trebuie să ai anumită atitudine și prima atitudine de care vreau să fac uz este ținuta aceasta și atitudinea aceasta a fi fără vină. Nu pentru că nu greșim, nu pentru că nu avem atitudini necorespunzătoare, dar fără vină ne cere Biblia să o avem pentru că se poate realiza lucrul acesta. Se poate ca fiecare dintre noi să avem o atitudine de pocăință, de smerenie, de curățire a vieților noastre. Știți că noi primim
avem înăuntru nostru un cuget, o conștiință. Și conștiința asta poate fi educată. Prima dată ne educă părinții, de exemplu. Și știu și actualmente, părinții m-au educat ca ori de câte ori sunt într-un mijloc de transport în comun, să nu las persoane mai în vârstă să stea în picioare și o să stau jos. Așa m-au educat pe mine. Acum am 60 de ani, dacă intru într-un autobuz și văd o persoană că stă în picioare, uit că eu am 60 de ani și că le mai tine. Vin să mă scol în picioare, să-i dau loc. Pentru că așa m-au modelat ei. Așa m-au făcut ei. M-au învățat să mă rog înainte de masă. Și practic lucrul acesta, mă rog înainte de masă. Sunt lucruri care părinții te educă, apoi te educă dascăle la școală. Vin și îți spun o educație și încep să lucreze la conștiința ta. Și să-ți spună de alte persoane, de alte culori, de alte cutare, că tu nu trebuie să disprețuiești, că ei, persoanele respective sunt și el ființe umane, te puteai naște tu în locul lor. Și contribuie și dascăle într-o anumită formă la modelarea sau la luminarea conștiinței tale. Dar cea mai mare lumină pe care o dă vreodată unui cuget omenesc este Duhul Sfânt care luminează cugetul. În momentul respectiv, omul are o lumină clară de la Dumnezeu. Există foarte mulți oameni morali care nu participă la nicio biserică. Îi veți vedea respectoși, îi veți vedea că vorbesc corect, că apreciază pe toți ceilalți din prejur. Nici n-ai să le găsești vreun defect la oamenii ăștia. Pentru că conștiința lor a fost educată de părinți, de formatori de opinie, de dascăli. Însă, încă o dată vă repet, dacă n-au avut de-a face cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, încă conștiința lor nu e la nivelul la care place lui Dumnezeu. Că degeaba te apreciază toată lumea că ai vorbit dacă Dumnezeu te acuză că înăuntrul tău tu disprețuiești pe cineva, că înăuntrul tău nu treci gânduri de răzbunare asupra cuiva. Pentru că cel mai mare educator și luminator al conștiinței noastre este Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea în Romani, capitolul 9, versetul 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, este un martor lângă tine. Cugetul tău câteodată te acuză sau te apreciază. Nu contează ce fac ceilalți. Dacă toți te acuză că ai fost bleguți, toți te acuză că ai tăcut din gură, dar Duhul Sfânt vine și spune ai făcut ok, ai făcut bine, e corect ce ai făcut tu. Nu contează cât te blamează ceilalți. Tu te culci și dormi liniștit pentru că cugetul luminat de Duhul Sfânt, martorul tău, vine și spune ai făcut corespunzător. Dacă toți ceilalți au o atitudine de laudă, de apreciere, pentru că ai zis cuiva, că l-ai jicnit pe cineva, că cineva trebuia să o facă, dar cugetul tău luminat de Duhul Sfânt îți spune, n-ai făcut bine lucrul respectiv. La momentul respectiv, ai greșit. Poți să te laude toată planeta. Nu poți dormi liniștit, pentru că cugetul tău îți spune, ai greșit. De aceea educatorul cel mai înalt al nostru este Duhul Sfânt prin cuvântul Evangheliei. Și de aceea este important să stăm în această lumină. Doamne ajută! Cugetul îți arată. De obicei, eu când mă cercetez pe mine, în fiecare seară, de obicei îmi fac o evaluare, cât de obosit sunt, îmi fac o evaluare a zilei respective. De obicei, eu ies bine. Ies bine, de obicei, când mă calculez pe mine. Ba chiar îmi dau circumstanțe atenuante. Ba, se poate așa, 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 așa. Problema este când intru la cercetarea Duhului. Că Duhul vine și spune, nu a fost chiar bine. Atitudinea aia nu trebuia să existe. Poziția aceea putea fi interpretată. Vorba aia pe care ai spus-o a fost faină, dar te gândești că persoana respectivă poți să o interpreteze și altfel? Și eu stăteam, dar nu m-am gândit la asta. Bine, de aia ai călăuzire, ca să vezi data viitoare să nu mai spui. Frații mei, când Biblia vine și vorbește de mărturisire de păcate sau să ne mărturisim unii altora păcate, foarte mulți frați cred că mărturisirea de păcate este o chestie din asta, dom'le, avem și noi niște chestii ascunse, așa? Și vrem să rămână secretul nostru. Este acolo sub preș, sub teșghea, unde sunt ele acolo? Să rămână acolo. Noi imaginăm mărturisirea de păcate că vine un proroc și scoate de sub teșghea exact în fața noastră și spune uite ce ai făcut, bărbatule, uite ce ai făcut, femeie. Mărturisirea de păcate în Biblie nu este treaba asta. Mărturisirea de păcate este o igienă. Cum te speli dimineața pe dinți și pe față, așa este mărturisirea de păcate. Noi trăim într-o lume în care greșim, în care păcătuim. Cum v-am spus, cu hainele albe, mergi să scoți pe unul din șanț, să ridici de acolo. Nu faci un rău, faci un bine, dar scoțându-l din noroi, din șanț, hainele tale se pătează.
Singurul mod de a te ierta este de a te mărturisi. Doamne, am ajutat, am făcut, am sprijinit, dar acum sunt în situația asta, ce am făcut, ce i-am spus eu, s-ar putea să fii greșit. Te rog frumos, ajută-mă să mă curăț. Sunt și gesturi în care l-am ajutat, dar câteodată l-ajutam mai greu, poate vine cineva să mă vadă că l-ajut, nu că să mă ajute să-l scot, să mă vadă cel puțin. Și asta e o stare în care stai înaintea Domnului și cugetul tău luminat de Duhul Sfânt. Și știți că de foarte multe ori tocmai asta vrei să realizezi? Faci anumite lucruri, dar dacă nu sunt spectatori, nu prea ai, cine știe, ești pasionat de lucrurile respective. Pe când sunt spectatori, altceva. Câteodată frață mai vin la mine, eu mă pun mai în spate așa, și frață vin la mine și spune, frate, Virgil, haideți mai în față. Mă uit eu și îi spun mai în glum, mai în serios, îi spun așa, nu s-au adunat încă suficienți oameni ca să pot vine eu în față. Pentru că trebuie să fii ceva spectator la lucrul acesta. Frații mei, din punctul ăsta, că îl spui mai în glum, mai în serios, dar în interior îl citești lucrul ăsta, îl vezi, te lupți cu el. Trăiești starea asta și pe măsură ce îl identifici, poți să te lupți cu el. Pe când așa, dacă nu te lupți cu el, îți spune cineva, tu ești mândru și arogant, măi, nu e adevărat. Nu e adevărat că eu l-am ascuns acolo, e sub teșghea, nu. Doresc mărire și vreau să mă pocăiesc de lucrul ăsta. Nu reușești deodată, dar încetul cu încetul, luminat de Duhul Sfânt, ajungi să fii desăvârșit în domeniul respectiv. Doamne ajută! Dar asta presupune să fii fără vină. Să-L lași pe Duhul Sfânt să te lumineze și petele pe care le vezi să le mărturisești. Doamne, nu m-am gândit că cuvântul ăla poate fi interpretat așa. Nu m-am gândit că vorba aceea poate produce o rană. Uite, eu îmi cer iertare, Doamne, și vreau să fiu atent. Știi că pe măsură ce trece timpul, îți mai vine să spui cuvântul ăla, dar dintr-o dată ai o barieră, pentru că Duhul Sfânt, asistentul tău, îți spune, iar vrei să-L spui? Celălalt se uită la tine și spune, dar parcă vrei să spui ceva. Vreau, dar nu mai spun nimic acum. De ce? Pentru că de vorbele care nu le spui, nu trebuie să-ți ceri iertare. Pe când cele care le-ai spus, trebuie să-ți ceri iertare. Ori lucrurile acestea te ajută, Duhul Sfânt, care ți este martor acolo. Te ajută să te păstrezi fără vină, să te păstrezi curat. Nu că nu greșești, frații mei, ci pentru că sângele lui Iisus Hristos ne poate curăți și spăla. Amin. Și există un aspect pe care eu vi-l spun și dumneavoastră îl cunoașteți. Bune Biblie, așa, dacă ne mărturisim păcatele. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De ce este condiționalitatea aceasta de dacă? Că doar Dumnezeu e bun. Și El oricum ne iartă păcatele, că noi suntem copiii Lui, chiar dacă nu le mărturisim. Nu putem greși noi cât poate ierta El, nu-i așa? Ori Dumnezeu vrea să fie un proces educațional? Adică vrei să-ți iert păcatul? Trebuie să te văd că ești conștient că e păcat lucrul respectiv. Nu că tu faci păcate ca să-mi arăți mie că am și ierta. Nu ăsta e scopul. Scopul este ca tu să identifici păcatul, să recunoști păcatul, să mărturisești păcatul și eu te iert dacă mărturisești. Dacă nu-l mărturisești, înseamnă că tu-l consideri bun. Înseamnă că tu consideri corectă poziția respectivă. Și eu nu am cum să iert ceva ce tu nu consideri că ar trebui de iertat. Eu nu te iert anticipat, ci doar dacă tu recunoști asta. De aceea există o educare în domeniul acesta. Foarte mulți credincioși spun, Dumnezeu e bun, eu nu-mi cer iertare niciodată, nici la oameni, nici la Dumnezeu, Dumnezeu mă iartă. Frații mei, Dumnezeu are niște reguli foarte precise pe care ni le-a transmis. El vine și ne spune în Biblie, dacă iertați greșelile greșiților voștri și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre. Da, dar Dumnezeu e bun, eu sunt copilul Lui, eu din nou nu iert pe nimeni. Frații mei, Dumnezeu este drept. Dacă ne-a spus că dacă noi iertăm, suntem iertați, să știți că așa rămâne. Indiferent de percepția noastră, când iartă și fără, Dumnezeu își ține cuvântul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne le ierte. Dacă nu le mărturisim, rămân pe stoc. Căci păcatele unor oameni merg înainte, la judecată, prin mărturisire și recunoaștere, și păcatele unor oameni care nu sunt mărturisite, vin după și în loc să primești răsplată pentru multele lucruri bune pe care le-ai făcut, s-ar putea să primești răsplată pentru răul făcut, pentru păcatele pe care nu le-ai mărturisit și nu te-ai lăsat de ele. Pentru că ai crezut că se poartă, că poți așa. A avea starea asta de fără vină, e totdeauna te uiți atent să vezi cum arăți. În fiecare zi, hainele să fie albe. Doamne ajută, frații mei!
Al doilea lucru care trebuie să-l avem ca și atitudine, pe lângă curăția hainelor și a spiritului și a duhului nostru și a trupului nostru, este să trăim în răbdare. Răbdarea este o virtute creștină pe care Biblia ne-o cere să o avem. Spune Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 24, cu versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dar dacă răbzi numai jumate, vine sfârșitul peste 4 zile, dar eu nu mai pot răbda până atunci. Nu mai pot răbda, mă enervează frață, mă enervează cu tare, mă supără lumea asta în care trăiesc, eu nu răb până la sfârșit. Frații mei, de aceea Dumnezeu vrea să ne dezvolte răbdarea acum. Acum. Că nu se dau premii, dacă alergarea e pe 1 kilometru, premiile nu se dau la 900 de metri. Există premii de 900 de metri. Există premiu mare la 1 kilometru dacă l-ai terminat. Dar se dă premii și la 900, dar dacă cumva ai chef la 950, se dă și un premiu la 950. Nu există în atletism premii unde ai tu chef să abandonezi, îți dă și ție un premiu. Nu. Premiul este doar dacă treci linia de sosire și trebuie să fii printre primii ca să ai premiul care contează. Ori din punctul acesta de vedere, stimații mei, răbdarea se dezvoltă în situații tensionate. Spune Sfânta Scriptură în Romani că în necazul, pe lângă foarte multe lucruri pe care ne educă, este că aduce răbdare. Doar necazul, doar situațiile tensionate dezvoltă răbdarea în noi. Oameni care câteodată sărdeau așa ca arcul. Te duceai la el și vrei să-i spui, frate, cu tare, eu sărăc arcul la tine, ce ai cu mine, ce vrei să-mi spui, ce cu tare, și așa mai departe. Băi, frate, nu am vrut să te apreciez, am crezut că vrei să te iei de mine. Dar el o sărit imediat la persoana respectivă. Ei, trece timpul și trece prin niște situații. Așează Dumnezeu un coleg de servici, un șef și nici n-are unde fugi, un șef care îl șicanează continuu, care îl ține numai în corz, așa în continuu. Bine, tu nu ești cu el la locul de muncă. Tu nu ești cu el între vecinii lui, tu nu ești cu el în anturajul lui, îl mai duci și într-o biserică unde sunt tensiuni, și unui bănuit că vrea să intre în comitet, că vrea să iei locul cu tare, într-o biserică așa, și îl ții în starea respectivă așa. Știi că peste un an de zile tensiunile alea, șeful ăla cu tare, face din el un om răbdător așa, și când te întâlnești cu el, frate, dar uite ăla ce face, trebuie să ne rugăm pentru ei. Trebuie să ne rugăm Domnul să-i dea putere, să ajungă cu bine la cap. Păi, altă dată era ca un arc de ăsta, să repite din drumurile, să spui că erai întrebat, că nu erai întrebat, tu spuneai, cum de-ai ajuns tu așa? Ne-am fi așteptat să spun, într-o seară m-am rugat mai mult și Domnul mi-a dat o cantitate de răbdare, nici eu nu-s bucuros decât să fiu răbdător. Nu, nu. Răbdarea se dezvoltă în situații tensionate. O grămadă de oameni ajung să dea testul în slujire, în comunitatea în care este el. Nu stă acolo să dea testul, pentru că consideră profesorii prea slab pentru el. Și se mută într-o altă comunitate în care profesorii de aici sunt mai puțin exigenți ca el altul. Și când intră acolo, din nou, trebuie să dea examen. Păi, eu nu m-am așteptat ca aici să fie aceleași probleme. Păi tu ești de un anumit nivel. Oriunde te duci în Biserica lui Hristos, tu trebuie să iei examenele ca să poți trece mai departe. Nu-ți dă Dumnezeu daruri și slujbe numai așa că vrei tu și crezi tu că ești pregătit. Te duci în niște circumstanțe să arăți că ai răbdare, să arăți că poți suferi. Să vă dau doar un simplu exemplu. Darurile prin care Duhul Sfânt lucrează în biserica actuală, de exemplu, multe dintre ele sunt daruri de profeție, de vorbire în limbi, de tălmăcire, și alte daruri așa mai simple, ca să spunem. Există darul de vindecare, pe care Dumnezeu îl are și acum. Că-s darurile Duhului Sfânt și unii îți prezintă Duhul Sfânt, poți aștepta să manifeste toate darurile. De ce Duhul Sfânt din anumite persoane nu se manifeste cu darul de vindecare? Știți de ce, frații mei? Pentru că de foarte multe ori noi dovedim că nu răbdăm. Presupunem că primesc eu darul de vindecare și mă bucur grozav. Mă rog pentru cineva, pun mâna pe el, sau îi zic un cuvânt, omul ăla e vindecat, nu că îl vindic eu, dar prin darul de vindecare, prin mine, Dumnezeu poate lucra. Dar la un moment dat, cineva din biserică vine și face mișto de mine. Ce băi, tu te rogi numai pentru o serie, nu te rogi pentru ceilalți, tu mă disprețuiești pe mine și în al doilea rând nici nu-mi place figura ta, tu ești un tip așa, ești din Moldova, eu nu sunt de acolo cu tine și așa mai departe, mă supără. Bineînțeles că și eu sunt om, nu-i așa?
Dar dacă n-am trecut prin școala răbdării, dinăuntru meu se ridică așa, băi, dar ăsta ce are cu mine, băi? Dar dacă vreodată mă cheamă să mă rog, eu nici nu mă duc nicăieri. Bun, treci doar o săptămână și ăla mă anunță, frate, hai și te rog pentru nevasta mea, nu se simte bine. E drept că eu am mai vorbit așa și cu tare și nu știu, eu spun, nu pot, Doamne, să mă duc acum. Ce mi-ai făcut tu mie, eu nu pot acum să mă duc să fac lucrarea asta. Să întrebăm, când voi putea eu să mă rog pentru nevasta lui sau pentru altul? Când îmi trece și mie supărarea, nu-i așa? Pentru că n-am făcut școală înainte. Când faci școală înainte, te duci la dușmanul tău și îi spui, dar nevasta e bolnavă, acum mă duc, ne rugăm împreună. Dumnezeu să îndure de ea, pentru că ai trecut prin ceva de genul ăsta. Îți închipui de ce... Când anumiți oameni spune, frate, nu poți să te pun la cântare seara asta. Eu lăs adunare, plec de aici, am plecat. Frate, uite la descoperirile pe care le-ai avut, mai este de corectat ceva. Suntem oameni, Duhul Sfânt e perfect, darul e perfect, dar omul prin care se manifestă Duhul Sfânt nu e perfect. Poți să-l cheamă și Virgil Neagu. Tu poți face greșeli și noi vrem să te ajutăm. Nu mă interesează, am lăsat tot și am plecat de aici, nu-mi discut. Și atunci se pune problema, de ce nu sunt alte daruri care să lucreze? Pentru că noi n-am făcut școala, frații mei. Nu am făcut-o. Am întâlnit oameni care au făcut școala asta. Eu trecut Dumnezeu prin școală, le-a dat niște daruri foarte exacte și acum îmi vine în minte că înainte de 89, de luna decembrie, într-o biserică din țară, la un moment dat, prin primăvară, în 89, un frate care era recunoscut de frați ca fiind un vas al Domnului, m-a spus, scurtă este vremea, când în țara aceasta se va vărsa sânge și voi schimba pe cel ce conduce țara aceasta. Au fost descoperiri. Bineînțeles, bisericile pe vremea aceea aveau și oameni care raportau la securitate și așa mai departe. Când a venit descoperirea aceasta, la momentul respectiv, fratele a fost chemat de conducerea bisericii, era și el unul dintre lideri, dar a fost chemat de tot celălalt. Păi tu îți dai seama să audi lucrul ăsta că conducătorul țării va fi schimbat, cum va fi și va fi și vărsare de sânge, tu îți dai seama ce e asta? Din momentul ăsta noi te-am pus sub disciplină. Păi, fraților, asta a fost lucrare din partea Domnului, puneți-mă sub disciplină, dar unde să mă duc eu? S-au liniștit, a venit decembrie 89, a venit vărsare de sânge, a venit schimbarea conducătorului și au venit momentele de libertate. După care frații s-au dus la el și au zis, frate, te rog, dar el a rămas în biserică. Eu am rămas în biserică, am rămas liniștit, nu am mai dat drumul nicio descoperire, fraților, asta este alegerea noastră, doar voi mă știți, dacă voi mi-ați spus să nu, eu n-am mai dat, eu am rămas în biserică, acum, frate, uite, poți să împlini lucrarea, poți să dai drumul. Fraților, când ziceți dumneavoastră? Eu și până acum am mai avut, dar voi răspundeți de toată treaba asta. De ce? Pentru că omul ăsta a trecut prin școala răbdării, că altfel era mutat la nu știu câte, sau pe mine să mă oprească oamenii ăștia, pe mine? Dar cine ești tu sau cine ești eu? Ori școala răbdării îți dă o atitudine corespunzătoare să-L aștepți pe Domnul. Că tu, de fapt, Domnul te-a pus undeva să-L aștepți pe El. Că te-a îndervat un coleg și tu-ai trântit jos tot și ți-a spus Domnul și făclii și brâu și tăti le-ai aruncat și ai plecat în concediu. Domnul vine, nu se uită că tu nu ești acolo. Domnul vine și ferice de robul pe care îl va găsi veghind. Doamne ajută! Nu poți să-i acuzi pe cineva, Doamne, n-am mai vegheat, m-a enervat careva. Ori tocmai răbdarea te ajută să rămâi la locul respectiv, să-ți faci slujba până la capăt, chiar dacă rămân puțin. Încă la noi e bine. Imaginați-vă dumneavoastră că spune Scriptura într-un text biblic despre Isaia și îi spune, cunoaștem contextul ăla când Isaia vede pe Domnul, rămâne uimit și în prezența Sfințeniei Domnului spune, Doamne, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și în momentul respectiv vine cineva, ia un cărbune de pe altar, îi atinge buzele lui și spune, atingându-se acest cărbune de buzele tale, păcatul tău este ispășit și nelegiuirea ta este iertată. După care spune o întrebare cumva retorică acolo. Cine va merge pentru noi și cine va spune despre noi? Și Isaia, dându-și seama că e singurul din zonă care ar putea merge, că îngerii nu-s trimiși să vestească Evanghelia. Era singurul trimis, dar Domnul se întreba pe cineva din zona acolo, cine va merge, poate să precepe și Isaia. Isaia curățit deja, vine și spune, iată-mă, trimite-mă. Știi care a fost misiunea lui? Vei merge la un popor care are urechi, dar nu aude, are ochi, dar nu vede și are minte, dar nu înțelege. Știți cât a predicat Isaia în mijlocul poporului evreu care avea urechi și n-auzea? 40 de ani. 40 de ani. La noi când predicăm, mai vezi pe cineva că mai plânge, mai vezi pe cineva că vine la pocăință,
Mai vezi pe cineva, Isaia a trebuit să-și facă slujba în mijlocul unui popor care avea urechi, dar n-auzea, 40 de ani a slujit în condițiile astea. Care din noi s-ar prinde la o asemenea misiune? Dar pentru asta l-a curățit Domnul. Pentru asta l-a sfințit Domnul. Ca să predice la ăștia care aveau urechi și n-auzeau oricum. Te-i duci undeva în misiune când din start ți se spune așa, tu ai să vorbești, te răgușești. De ăștia nu știu ce vorbești tu. Cine s-ar duce? Dacă n-ești rob, când ești rob, faci asta. Când ești curățit, faci asta. Nu te aștepți răsplata aici. Răsplata o dă când vine stăpânul. Te pune la masă, se încinge și te onorează. Și nu pentru două zile, pentru veșnicii rămâi în prezența lui, slăvit să fie Domnul. Dar până atunci, în răbdare, îți faci lucrarea. Dumnezeu să ne ajute. De aceea a doua atitudine care trebuie să fie dezvoltată la noi toți, pe lângă lipsa vinovăției pe care o asigurăm prin pocăință și prin sângele lui Iisus Hristos, este dezvoltarea răbdării. Și ultimul aspect pe care aș vrea să vi-l spun este că trebuie să trăim în pace. Sfânta Scriptură spune, caută pacea și o aleargă după ea. Este într-unul din Psalmi lucrul acesta. Adică nu numai să știi ce-i pacea, ci să alergi după ea, să o găsești. Mai există un text foarte frumos care se găsește în Romani, capitolul 12, cu versetul 18, care spune în felul următor, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. E unul dintre cele mai grele concepte de realizat, frații mei, pentru că de foarte multe ori noi trăim în pace cu oamenii care au aceeași gândire ca noi, care au aceleași încredințări ca noi, care au aceeași mentalitate ca noi. Cu oamenii trăim în pace. Lăsăm de multe ori pacea să ne fie tulburată de oameni care au o altă gândire, care în aspecte mărunte nu cred ca și noi. Și câteodată suntem tulburați. Frații mei, noi trebuie să ajungem la maturitatea aceea să-i respectăm pe toți ceilalți. Amintiți-vă că într-o zi vin la Domnul Iisus Hristos, ucenicii lui, și spun, Doamne, noi am găsit un om scoțând în draci în numele Tău și l-am oprit. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, bine că l-ați oprit, dacă nu vine după mine și nu recunoaște numele meu, bine că l-ați oprit. Nu trebuie să... Și ieșeau și draci, v-ați zis că de la ăla. Nu, nu. Domnul spune, nu trebuia să-l opriți, că cine nu este împotriva noastră, este cu noi. De câte ori aplicăm principiul ăsta? E acolo. E acolo, în Biblie. Și spus de Domnul. Că m-aș fi așteptat încă o dată, dacă ăla nu are licență, că dacă ucenicii l-ar fi știut, i-ar fi spus Vasile, știi, care e ăla care nu vine după noi, s-a apucat el să scoată draci așa. Și noi l-am oprit că nu are licență, că dacă nu vine după noi, nu are licență. Nu, nu, Domnul spune, cine nu este împotriva noastră, este cu noi. Citiți lucrurile astea. Sunt o grămadă de lucruri pe care le avem în comun, frații mei. O grămadă de lucruri. Și Biblia spune lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, iar în celelalte Dumnezeu ne va sau îi va lumina. Foarte multe lucruri Dumnezeu a așteptat la mine zeci de ani să mă lumineze. Zeci de ani. Și cu răbdare și încetul și încetul m-a luminat. Și încă nu-s luminat complet. Încă mă mai luminează. De ce să nu am și eu aceeași răbdare cu alții? De ce să nu am și eu aceeași... Și trăiesc în pace. Mă pot înțelege cu ei. Te poți înțelege cu oameni care ajung până la un anumit punct, nu mai pot trece mai departe. Știți că de foarte multe ori suntem foarte violenți în exprimare? Ori ne cheamă Biblia să rămânem în pace. Putem face un anumit lucru împreună? Doamne ajută! În restul, Dumnezeu va fi Cel care mă va sau te va lumina. Nu ne dăm a tot știutori. Nu ne dăm a oameni care am ajuns la desăvârșire. Pe tine trebuie să te lumineze, că eu nu mai am și. Ori frații mei, a avea o atitudine cumpătată, te face abordabil, te face cu oameni care la un moment dat te duci la ei și îi mai trebuie, știi că îi mai trebuie ceva, dar dacă tot intri cu bocanci în sufletul lui, el nici n-are nevoie. Dacă îi spui, Domnule, Dumnezeu m-a luminat pe mine, pe drumul ăsta, eu merg pe el, îl laud pe Domnul și încă mai aștept lumina Domnului. Știi că la un moment dat vine și spune, uite, eu am mai cercetat, m-am mai rugat, cred că și mie îmi trebuie să rezolv problema cu botezul. N-aș putea, cum aș putea? Păi Biblia spune foarte clar, fratele meu, doar încă o dată, doar Dumnezeu dacă te luminează, dacă te luminează El. Știți că omul caută?
Pe când dacă mă duc eu și spun, trebuie, neapărat trebuie, tu ești pierdut, măi, tu ești terminat, tu nu mai cu tare. La un moment dat știți că există o reacție adversă, o anumită vârtoșare a inimii care spune, știu că e bun ce spune asta, știu că e bun, știu că trebuie să fac, dacă să nu-i fac bucuriei lui, eu nu o mai fac. De ce? Pentru că atitudinea mea l-a făcut să aibă sentimentul ăsta. Și asta se întâmplă și în familie câteodată, când soția îi spune la soț ce ar trebui să facă și el știe că ce-i cere, ea e bun, dar nu face pentru că l-a nervat. Pentru că este acea atitudine de învârtoșare a inimii, de împotrivire. Lucrurile acestea se manifestă în toate domeniile vieții noastre. Ori, din punctul ăsta de vedere, acea pace care cuprinde inima, care îl face pe celălalt, unde e ajuns până la punctul ăsta, să umblăm la fel. Dumnezeu să ne ajute. A treia domeniu de care aș vrea să vorbim în timpul alocat slujirii, frate, mă acuză că eu respect totdeauna timpul. Așa și eu respect timpul. Slăvit să fie Domnul. Îs setat pe asta. La mine timpul de închinare e de închinare, timpul de predicare e de predicare și eu am luat aspectul ăsta dintr-un anumit context, anume, grâul urmează să fie secerat în luna, spre sfârșitul lunii astea, lunea viitoare. Dar el trebuie semănat cândva ca să poată fi secerat. Timpul optim de secerare nu e în februarie, nici în mai, indiferent de calitatea grâului. Trebuia să-l semeni când se putea semăna. La mine a semănat cuvântul Domnului în timpul alocat slujirii. După aceea, după 8, de exemplu, putem cânta. După 8 putem sta. Dar să mai vorbească fratele Virgil. Da, mai stăm. Da, ce să facem? Dacă vrea să vorbească, mai stăm. Dar problema este că trebuie să avem într-un timp în care se poate face lucrul ăsta. Și timpul optim de predicare Evangheliei în timpul ăla care îl avem noi pentru ascultare. Că frații, mai zic câte un amin, câte un aleluia, dar după și treci timpul ăsta, nu mai zic la dumneavoastră nici în timpul ăla, îmi presă zice, timp alocat. Da, păi să mai trecem de slujire mai departe. A treilea lucru care vreau să-l subliniez, frații mei, ce acțiuni face un rob în așteptare? Am văzut ținuta lui, am văzut atitudinile pe care trebuie să le dezvolte. Totdeauna se uite la el să fie curat, apoi să fie dotat cu răbdare. Între frați, când cântă, când se roagă, când muncește, să fie dotat cu răbdare. Și să știi că niciodată n-are suficientă. Dacă cineva îl supără și îl enervează, nu spui, băi, ce sucit de om, ci încăpățânat, ce om fără bun, simți, vine la mine. Nu, ia-l ca un test, Dumnezeu l-a pus lângă mine să mai câștig ceva răbdare. Că diferența la urmă se va face pe cel ce are răbdare, nu pe cel ce are mușchi sau o fugi bine o bucată. Cine va răbda până la sfârșit. Și dacă ți termină doza de răbdare înainte de sfârșit, ajută la ceva? Nu. Ori, situațiile conflictuale care apar într-o comunitate, că de-aia ne pune Dumnezeu în comunități, nu ne lasă fiecare în chilia noastră, noi ne răbdăm și pe noi, dar dacă se ne pună într-o comunitate, ne pune tocmai ca să învățăm lecția răbdării, lângă oameni imperfecți, care greșesc, care de fapt ne extind doza de răbdare, că atunci când vine examenul final, să o avem. Și pe lângă răbdare, trebuie să urmărim să trăim în pașii cu toți ceilalți oameni. Să găsim soluții spre inima lor sau ei spre inima noastră, să avem acea distanță regulamentară între noi, respectându-i pe ceilalți și respectându-ne ceilalți pe noi. Distanțe regulamentare și între familii, v-aș ruga tare mult. Nu sta toată ziua unii peste ceilalți, vin la tine la cafea, mă duc la tine la... Nu, distanță regulamentară în locul în care am ajuns de aceeași părere. Putem învăța o cântare comună, cum am făcut surorile în seara asta, slăvit să fie Domnul. Dar restul fiecare la casa lui. Restul fiecare la casa lui. Ne mai adunăm pentru un studiu biblic, dar fiecare își vede probleme. Poți să te ajutăm cu ceva, e bine? Nu, fiecare își vede de drumul lui. Și în felul ăsta ne adunăm împreună, slujim împreună, în locul în care putem să fim și să păstrează, că altfel apar accidente, frații mei. Nu vă pot spune ce apare când noi nu păstrăm distanța asta să trăim în pace. Nu mai trăim în pace. Cele mai mari probleme care apar certurile între familii apropiate. Pentru că dacă dumneavoastră n-ați fost la mine în vizită și eu n-am fost la dumneavoastră în vizită și nu sunt așa, nu știu ce ai tu supat, nu știu ce ai în baie, dar prietenul intră și pe acolo și pe dincolo, vede și în bucătărie, vasă nispalate, vezi de cutare, a, bine, e prieten, nu e problemă. Problema este când apare discuții și tensiuni între familiile alea două, prietenii scot la iveală ceea ce eu n-aș putea scoate, când am fost.
Și când am fost, m-ai primit în living, mi-ai dat un 60 viteză acasă. Ei, din punctul ăsta de vedere, nu am și scoate. Pot să spun cum era în living, dar prietenul scoate și lucruri pe care ceilalți nu le știu. Și picanteria asta provoacă niște dureri și niște traume între credincioși care puteau fi evitate, dacă fiecare își vede treaba lui. Dar puteau fi evitate. Lecția asta v-aș ruga tare mult să o învățați. E adevărat că suntem frați. E adevărat că mâncăm câte o pizza împreună. E adevărat că cântăm împreună. Dar fiecare trebuie să-și ducă mântuirea la capăt cu familia lui. Doamne ajută! Și atunci, ca în rutieră, păstrezi distanța regulamentară și pe ploaie n-au loc accidente. Dar dacă nu păstrezi distanța regulamentară, pot avea accidente. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez este acțiunile pe care trebuie să le facă robul Domnului. Prima acțiune pe care trebuie să aibă grijă să o păstreze constant este rugăciunea. Spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 21, cu versetul 36, următoarele lucruri. Spune așa: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Stimații mei, prin rugăciune primești putere ca să reziști până la urmă, ca să ai călăuzire. Rugăciunea este canalul prin care Dumnezeu îți dă putere. Și de aceea e foarte important, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă studiile biblice, pe lângă slujire, caută să ai putere în viața ta. Caută să stai în rugăciune. Este o acțiune la care Dumnezeu te cheamă să o faci, pentru că lucrurile acestea îți pregătesc și viitorul tău. Îți așează circumstanțele vieții să poți ieși biruitor. Amintiți-vă dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos le-a zis la evrei și în special la ucenici la timpul respectiv că va veni o vreme când Ierusalimul va fi înconjurat de oști, lucru pe care ei nu-l puteau evita. Pentru că trecuse ziua când puteau să fie salvați, când Prințul Păcii a venit la ei călare pe mânzul unei măgărițe. Dar le-a spus că totuși pot schimba ceva, și anume, rugați-vă ca ziua aceea, când trebuie să ieșiți din Ierusalim, să nu fie o zi de sabat sau una de iarnă. Nu puteau modifica circumstanțele înconjurării Ierusalimului, asta se va întâmpla. Singurul lucru care puteau modifica prin rugăciune era ziua, că evreul într-o zi de sabat trebuie să meargă 2 kilometri. Și după 2 km trebuie să aștepte pe dușman. Atât putea fugi, 2 km, după care stop. Rugați-vă ca ziua aia în care va trebui să fugiți din Ierusalim și care se va întâmpla, singurul lucru care le puteți modifica este ziua, să nu fie o zi de sabat sau una de iarnă. Și rugăciunea te ajută să schimbi ziua. Doamne ajută! Sunt situații în viață care nu le poți schimba evenimentul în sine, dar poți schimba circumstanțele acelui eveniment. Și rugăciunea e foarte bună la lucrul acesta. Vine ziua căsătoriei, dar poți schimba rugându-te dinainte ca ziua aceea să fie o zi de har, o zi de îndurare, o zi de soare, să fie... Pentru că altfel s-ar putea să fie grindă, nu-ți numai vii nimeni. Zilele trecute citeam că în Timișoara s-au adunat ăștia la un cort să facă o nuntă fastoasă, au venit o vijelie și o grindă, le-au stricat nunta la tățaia de acolo. Cu mâncarea pus pe masă, au luat vântul. Cortul o luat pe toți, o lăsat pe mire și mireasă, vă dați seama cum arăta un grindină. Ei, rugăciunea poate schimba grindina în ploaie obișnuită sau poate anula cu totul. Nunta are loc, dar rugăciunea schimbă circumstanțele. Ei, viitorul e în fața noastră. Vor trebui să trecem prin anumite aspecte. Și de-aia Duhul Sfânt spune, roagă-te, pentru că schimbe anumite circumstanțe. Nu poți schimba evenimentul în sine, că e hotărât, dar circumstanțele poți schimba. Dumnezeu să ne binecuvinteze. La asta e foarte bună rugăciunea. Și credinciosul trebuie să se obișnuiască să aibă activitatea aceasta. Mai spun un lucru pe care dumneavoastră îl cunoașteți, anume rugăciunea nu înseamnă numai o poziție. Adică vezi ca musulmanul care își întinde preșul jos cu fața spre Meca și se roagă, aia e rugăciune. Nu, rugăciunea este o atitudine în Noul Testament. În Noul Testament îi spune rugați-vă neîncetat. De aia te poți ruga când te închei la șireturi, te poți ruga la volan, te poți ruga în biserică, te poți ruga în timp ce eu predic, poți să înalți prin Duhul tău rugăciune și Dumnezeu are abilitatea de a citi rugăciunea ta.
O să vedeți în Biblie că spune că bogatul se gândea în sine, deci nu vorbea prin o gradă, se gândea în sine, știu ce voi face, îmi voi lărgi hambarele, voi face cu tare, cu tare. Și după ce a terminat el de cugetat în sine, singurul care este capabil să extragă gândirea omului și atitudinea omului este Dumnezeu. Și spune, nebunule, chiar în noaptea asta, tot ce ai pregătit tu, imaginea ta grozavă, ți se va cere înapoi sufletul. Și toate astea, ale cui vor fi? Pentru că singura abilitate să citească gândurile noastre și rugăciunile făcute acolo, este Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Și e foarte important pentru noi ca rugăciunea să continue pe linia asta. Al doilea aspect care e necesar în acțiunea noastră, ca și robei Domnului, este să lucrăm pentru Domnul. În Matei, capitolul 24, spune Sfânta Scriptură cu versetele 45 și 46, spune așa: care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hramna la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela dacă stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Deci nu numai că ești robul stăpânului, dar stăpânul îți dă de făcut ceva. Ești în poporul Domnului, ești în biserica Domnului și stăpânul îți dă să faci ceva tu. Este altul care cumpără de la piață. Este altul care pregătește mâncarea. Dar tu ai fost chemat de stăpân să dai hrana potrivită tuturor celorlalți și să veghezi ca fiecare să-și primească parte de hrană. Există pasajul în continuare când robul ăsta se împrietenește cu bețivii, se împrietenește cu alții, își lasă jos slujba lui, are alți prieteni, are alt alturaj și stăpânul vine în ceasul în care el nu se așteaptă și îl găsește nepregătit. El era rob și atunci, dar nu îl găsește făcând așa. Știți care este sfârșitul lui? Nu este degradarea din slujbă, nu este punerea sub disciplină, să scrie o hârtie, un proces verbal de punere sub disciplină, nu. Legați-i mâinile și picioare și aruncați-i în întunericul de afară, care reprezintă totdeauna iadul și rob. Era așteptat să facă ceva. Când te-a chemat Dumnezeu la pocăință, te-a chemat nu numai să te facă copil al lui Dumnezeu, ci să faci o slujbă pe care numai tu o poți face. Când îți găsești slujba ta, și ar trebui să o găsești cât mai repede, tu trebuie să fii găsit credincios peste lucru în credința ție. Faptul că eu păstorez greșit, faptul că eu predic și am eu chef, faptul că altul face abuzuri, faptul că altul face mișto, dar nu-i treaba ta asta. Tu trebuie să fii găsit credincios peste lucru încredințat ție. Dacă tu nu știi care e lucrul tău, dar evaluezi pe altul, te condamn mai mult. Că știi ce trebuie să facă altul, dar tu nu faci treaba ta. Condamnând pe altul, tu te acuzi pe tine. Că vedeți că există un text biblic, spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și noi mergem la ortodox și le spunem, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar știi ce a făcut ortodoxul? Și ala când am pocăit, o greșit. Știi ce a făcut? Nu se face așa ceva. Dar de unde știe el dacă e neștiință? De unde știe el dacă e neștiință, cum l-am plasat noi, neștiință? Nu, nu, el nu e neștiință. El are știința ca să ne condamne pe noi, dar acea știință îl va condamna pe el. La fel, frații mei, în biserică, când noi condamnăm slujirea altora, că nu o fac bine, acea știință care o avem noi ne condamnă pe noi, dar tu îți faci bine lucrare de ai timp de comentat de altul? Pentru că foarte mulți dintre noi stăm cu mâinile buzunare. Nu știu la ce m-a chemat Domnul, sunt băgător de seamă pe aici și eu așa, dar ăsta nu predică bine și ala nu cântă, mai bine nu cântați, mai bine nu cutare. Măi, dar tu ce faci de fapt? Nu fac nimic. Asta te acuză, fratele meu. Eu v-am mai citit și la alte slujbe, ceea ce spune Apostolul Pavel creștinilor răspândiți atunci în vremea aceea prin Asia, și spunea el, Apostolul Petru, spune în felul următor, 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu-i vorba de conducerea bisericii și de cei ordinați. Fiecare, când e chemat la pocăință, primește un dar. Și cu ăla trebuie să slujească, altfel e foc străin. Că dacă eu am cântat popular în lume și vin la biserică, spun, frate, poți cânt și eu o melodie de asta mai populară, așa? O cânt că le am cu populară și cu florișelile și cu frunzele și cu iarba și așa mai departe, pot să fac ceva. Frațele trebuie să-mi spună și Domnul vine și spune, ai fi cântat-o populară, dar aici nu trebuie să vii să slujești decât cu darul pe care ți-l dau eu. Și dacă Dumnezeu îmi dă un dar să fac de ordine, lăs populara dinainte,
și fac doarul pe care mi l-a dat Dumnezeu, că aia așteaptă de la mine, nu populara mea și mă gândesc eu ca și bun. De aceea e important pentru noi, faci slujba la care te cheamă Domnul, pentru că ferice de robul acela pe care stăpânul său îl va găsi făcând așa. Și mai există un aspect pe care aș vrea să vi-l spun aici, și anume, stăpânul știe ce ai făcut și până atunci. Eu v-am mai spus parmisa asta, dar cu mult timp în urmă, probabil. Avem în biserică un coleg slujitor care ne spunea că părinții lui aveau un imeseu vechi, așa. Și în fiecare primăvară se duceau și cumpărau niște bobocei, niște puișori și bobocei de rață ca să-i crească pentru carne, că aveau familie mai numeroasă. Și câteodată îi plecau cu IMS-ul ăla, porneau IMS-ul sau auzeau motorul cum mergea și plecau. Dar le spunea la fiecare, fetele în casă trebuie să spele vasele, să facă curățenie, să măture, să cutare, băieți afară, să dea crupii la puișori, să dea apă la rățuște. Aveau și niște răsaduri puse, să udi răsadurile, să facă tot. Băieții toți în linii, fete, da, facem așa. Când pleca IMS-ul și s-auzea că pleacă, toate, băieții la fotbal, fetele la joacă prin casă, la așa, fiecare își vedea de treaba lui, că doar au timp, nu? Au timp. S-au făcut amiaza, ei nu mai terminau cu joaca, nu mai terminau cu celelalte. Nimeni nu s-a ocupat, deși i-a spus mama și tata. La un moment dat auzau zgomotul IMS-ului că vine, vum, 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 toată lumea s-a dus, dar de unde acum ăsta, răsadurile erau cu vârful în jos, că nu au fost udate. Boboșeii de rață mergeau ca beți prin curte, apă nu mai era, puii erau cu roțele în sus, așa cum spunea cineva, erau acolo așa. Și când au venit părinții, ei toate aveau apă, astea erau udate, tot acolo, fetele tocmai spălase tot, dar celălalt rămăsese. Și părinții când au venit au văzut că fiecare și-au făcut treaba acum, dar au observat că atunci când trebuia să facă, ei nu au făcut-o. Și bineînțeles și-o luat răsplata, nu am mai vorbit de corul ăla, plânsul ăla pivoși, erau mai mulți, nu s-o mai vorbit de ăla. Însă, stimații mei, când vine Domnul Iisus Hristos, nu se uită numai la ce facem acum, ce am făcut până acum. Când se uită că robii care trebuiau să primească hrană de la mine, să primească cântarea mea, să primească îmbărbătarea mea, să primească binecuvântarea mea, n-au primit-o, pentru că eu n-am avut chef, am avut alți prieteni, alt alturaj. Stăpânul se va uita la lucrurile acestea. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem este rugăciunea, al doilea este să lucrăm cu darul pe care l-a dat Domnul și ultimul lucru este să veghem, ca nu cumva să ne ia cineva cununa. Ferice de cel ce veghează, spune Domnul Iisus, eu vin curând, ferice de cel ce veghează ca nimeni să nu ia cununa. Că poate la un moment dat să-ți ia cineva cununa. Să fie pregătită pentru tine, să fii chemat pentru ea și automat cineva vine și ți-o ia. Și de aia textul biblic vine și spune că și dacă ar ști stăpânul casei când vine hoțul, ar veghea. Și apoi următorul verset spune, fiți gata că eu va veni când nu vă așteptați. Acolo nu e vorba de Domnul Iisus că El e hoțul. Nu. E vorba de altcineva care vine să ne spargă casa, să ne ia valorile. Că un hoț nu merge să iei nasturi și nici chibrituri, să iei gunoiul, să ți-l duc afară. Hoțul vine doar după valori. Și nici nu sparge o casă dacă nu sunt valori. Câtă vreme ești copilul Domnului, ai credință, care e valoare, vai valoroasă ca aurul, care piere. Câtă vreme ai nădejde, ai lucrurile astea. Câtă vreme te temi de Dumnezeu, ai lucrurile astea. Amintiți-vă de Iov, când vine Satana în fața Domnului și Dumnezeu întreabă de unde vii. Și spune, de pe cutreierare pe care am făcut-o pe pământ și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, ai văzut ce afaceri profitabile are Iov? Ai văzut câte mii de oi are ăsta? Câte capete de bovine are ăsta? Ai văzut cât amar de slujitori are care îi împlinesc toate mofturile? Nu asta se vede de la nivelul lui Dumnezeu. Nu asta captivează cerul. L-ai văzut pe robul meu neprienit Iov? Nu este nimeni ca el să teme de mine. Asta se vede la nivelul lui Dumnezeu. Restul, când vărtem noi banii cu lopata, nu se vede. Se vede doar dacă rămâi credincioși la îndemâna Domnului. Astea sunt valorile după care vine Satana. El îți lasă toate celelalte, mașini, laute cât vrei cu ele. Dacă ți-o lua credința și nădejdea de a sluji lui Dumnezeu, ți-o lua totul. Și nu uitați, înainte ca să vină Domnul cu răsplătirile, hoțul va vrea să-ți fure credința. De Apostolul Pavel, când încheie viața lui de credință, spune, am păzit credința. Păi, dar cine vrea să o iei? Era unul care vine să spargă
să ia valorile, că atunci când vine Domnul, să cânt cântarea aceea, toți am avut pe drum, eu am pierdut. Dacă vrei să mai dai ceva, ești expert la pierde. Frații mei, nu e ok. Când va veni Fiul omului, trebuie să avem grijă să nu ne ia nimeni cu nuna, să veghem continuu. Păi m-a chemat Dumnezeu aici, vreau să-mi fac cap treaba până la capăt. Dacă Isaia a stat 40 de ani și a vorbit la niște oameni care nici nu plâng și mai și râdeau de el, dacă Isaia a făcut, pe mine m-a chemat Dumnezeu între niște oameni care mai zâmbesc din când în când. Măcar din când în când mai dau pașa Domnului. Din când în când îi mai văd plângând. Din când în când îi mai văd așa. Cel puțin mă duc mai bine ca Isaia. Eu trebuie să fiu găsit credincios în lucru încredințat mie. Stăpânul e gata să vină. Toate semnalele ne arată că nunta se pregătește de a să fie gata. Și stăpânul vine să ia pe robii lui. Când va veni el, ești gata? Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.